buget aveți de la minister pentru zona de copii și juniori? Aproximativ 500.000 de euro, cam așa. Pe 500.000 an. De euro și mai primim 100.000 de euro în fiecare an pentru că suntem în top 10 al academiilor, 100.000 de la federație. Am înțeles. Deci în jur de 600.000 de euro pe tot anul, nu? Pe un întreg an. Da. Plus sponsorizările care au venit anul acesta. Da, nu mi se pare un buget ok, nu mi se pare nici mare, dar nici mic. Normal. Da. La nu ne comparăm cu Csíkszereda, dar... Băi, cât are Csíkszereda? Chiar sunt curios. Nu știu, nu vreau să spun. Eu am auzit niște cifre care sunt... Care vin de la guvernul maghiar. Noi, dar nu, adică, nu bun, de... nu îmi trebuie. Să zicem dublu decât aveți voi sau chiar și mai mult? Cred că ori 5. Poftim? Peste 2 milioane de euro. Ori 5 ai zis sau n-am auzit eu bine? Ori 5, cred că ori 5, ce avem noi. Adică 3 milioane? La copii și juniori, la Csíkszereda PAN, 3 milioane de euro? V-am zis, așa am auzit un zvon. Nu știu 100% dacă e adevărat, dar... 2 milioane, bine. Doamne. Ne-am întâlnit cu ei în finala cupei anul acesta la Under 17 și ne-am bucurat că am reușit să câștigăm 3-0. Da, nu e rău deloc. Ați câștigat 3-0 cu o echipă care are buget de 5 ori. Vrei să spun ceva? Pe mine nu mă deranjează că statul maghiar, da? Eu nu plătesc impozite la statul maghiar. Da. Deci, dar nici nu ne deranjează. Asta s-ar putea să-l deranjeze pe Gyuri Baci de la Budapesta, că banii lui pe care îi plătește din impozite pe cetățeanul maghiar de undeva, că banii pe care îl plătește din impozite în loc să-i facă lui școli, spitale, ce-i trebuie pe acolo, îi dă la fotbal undeva în România. Da. Pe mine nu mă deranjează că crește nu sunt contribuabil la statul maghiar nici cu un forint. Da, corect. Na, până la urmă știi cum e, bagă bani aici. Na, dacă e să o luăm așa, nu? George. E important că, ce spunea Robert, crește nivelul competiției până sigur, la urmă. Sigur. Da, clar asta.